În primul rând, Laparul este o organizație profesională, fără doar și poate. Trebuie să dăm cezarul ce al cezarului. Am văzut foarte multe proiecte de cercetare la Ministerul Agriculturii, am participat în comisii și am văzut proiecte care trebuiau aplicate în practică, în practica curentă la fermieri. Și am spus, noi, degeaba le avem, degeaba dăm peste 400 de milioane de euro pe aceste proiecte de cercetare, dacă nu le găsim și în activitatea curentă a fermierului. De 2 ani de zile caut normare, caut productivitatea muncii pe utilaje, pe oameni, pe angajați. N-am găsit decât pe undeva prin Republica Moldova. Săptămâna trecută am avut ocazia să văd o lucrare de cercetare de la SCDA Brăila, dar și de la Fundulea, în 4 lucrări. Foarte bune, chiar practice, care eu am considerat că la Laparul îi trebuie aceste proiecte. Organizațiile profesionale trebuie să promoveze produsele românești și cercetarea românească, în primul rând. O ramură a economiei naționale care nu discută de cercetare e o ramură pierdută. România avea o cercetare agricolă, una dintre cele mai performante. Acum, mă rog, asta este situația. Nu alocăm bani cercetare, nu avem cercetare, nu avem produse competitive. Dar în ultimii 3-4 ani de zile am văzut produse, soiuri și ibrizi performanții. E păcat să nu le folosim la noi în fermă. Măcar să le încercăm.